Studenții pot primi granturi între 40.000 și 100.000 de euro prin programul Innotech Student pentru proiecte de antreprenoriat. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș. Acesta speră ca, la sfârșitul acestui apel de proiecte, cele 5.000 de locuri de muncă și peste 900 de startup-uri să prindă viață. Vestea bună este că se pot contracta până acum 150 de milioane de euro în funcție de succesul pe care îl va avea acest program. Apelul de proiecte presupune ca, pentru acele afaceri ce vor fi selectate, să se poată acorda granturi între 40.000 și 100.000 de euro. În România sunt peste 370.000 de studenți. Ministrul a precizat că mai există alte două forme de sprijin, respectiv subvenționarea locurilor de muncă pe perioada implementării proiectelor și acordarea unor burse studențești pe perioada în care se desfășoară stagiul de practică și participarea la cursuri de întreprindere simulată.